Cum am prins un pește, ce tare! Hei, hei! Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Breasla Haiducilor! Păi, nu știu ce să zic, puțin, puțin dezamăgit, pentru că nu prea v-au plăcut episoadele anterioare, așa că m-am gândit să fac ceva special astăzi pentru voi și să ne apucăm de șopul de care ziceam de vreo 7 episoade. 6-7 episoade, cam așa, cred că e al 8-lea episod, dacă nu mă înșel, e al 8-lea episod. Astăzi o să ne apucăm de shop și dacă mai vreau să fac câteva mici afaceri cu niște băieți drăguți, Dorin și cu Blushman, așa că o să fie destul de interesant. Sper să vă placă episodul, dacă da, dați acolo un like să vedem dacă putem strânge acolo 350 de like-uri. Sper că nu cer prea mult, dar eu cred în voi și sper că vom strânge la acest episod 350 de like-uri. Bun. Păi, din câte bine vezi, deți pe aici, suntem la ferma de copaci, funghii, și dacă observați puțin mai ciudat toată chestia asta, cu apa, cu cerul, cu umbrele și de genul ăsta, e din cauza că folosesc eu un shader. Shaderul ăsta l-a mai folosit domnul Puf, cred că în sezonul anterior sau 2 sezoane, nu mai știu sigur, dar dacă vreți și voi să-l folosiți. Este un shader care mănâncă foarte puțin, să spunem așa, și e bun pentru PC-urile mai slabe, ca să vreți. Se numește Sildrus Enhanced Default. Mi se pare destul de drăguț, pe lângă că păstrează Minecraft-ul la fel, nu schimbă foarte multe și chestiile astea poți să le modifici în funcție de cum vrei tu. Bun, păi, hai să nu mai stăm la vorbă. Eu cred că vă las, pentru că acest negustor se va băga în afaceri. Va trebui să-mi iau aceste minunate 2 lame cu mine, fiindcă, da, am nevoie de o cantitate enorm de mare să vând produsele și trebuie să le transport cu lamele. Bun, păi negustorul ăsta vă salută și se duce să-și vândă marfa. Da, din păcate, trade-urile au decurs excelent. Am făcut rost de vreo 50 de blocuri de diamante, cam ceva de genul. Dar OBS-ul nu a fost de acord cu mine și s-a zis, mă, de ce te las pe tine să înregistrezi atâta și cu ce mă aleg eu? Până la urmă, înregistrarea a fost și ea un succes, dar care a fost problema, poate? M-am auzit bine, dar din păcate nu i-am putut auzi deloc pe băieți pe filmare, așa că a trebuit să renunț la filmări și da, va trebui să trecem de workshop. Pare foarte rău, poate data viitoare o să reușesc să rezolv și eu cu OBS-ul să meargă excelent. Și cine știe, la următoarele trade-uri voi fi pregătit. Așa că hai să-i dăm drumul la timelapse.
Uitați-vă cât de frumos este răsăritul. Dar uitați-vă cât de bine arată tot locul ăsta. Nu vine să cred. Mi-a luat cam 8 ore, cam așa ceva. Până am terminat toată chestia asta în întregime. Bine, cea mai mult a luat să pun toată lava asta în lacul ăsta. Dar o meritat. Din câte bine vedeți, peste tot doar blocuri de lavă. Deci dacă o să luăm de aici o găleată, ăsta o să fie un bloc de lavă. Ce-i drept, unele chestii nu au fost arătate pe timelapse, altele au fost pierdute, din păcate. Așa că hai să începem cu începuturile. Din câte bine știți, în episodul anterior am adus niște strider aici. Dintr-un motiv necunoscut, aceștia au dispărut, așa că i-am adus pe Gigel și pe Ana, care, în caz că dispar băjeții de acolo, îi vom înmulți din nou. Pentru că vom avea nevoie de tipii ăștia să se ducă prin lavă, să stea pe acolo, prin prejur. Știți ce vreau să zic? Da, ce drept, dacă mă întrebați acum, încă sunt în 1.16.1, deci striderii o să mai însă și afară din lavă. Dar din câte am înțeles, în 1.16.2 chestia asta se fixează și striderii vor rămâne mare parte în lavă. Pentru că ei, cum să zic, modul lor natural este în lavă. Nu știu, e foarte ciudat, dar cine știe. Da, din câte bine vedeți aici avem toate biomurile din Nether, toate 5 biomurile. Da, sunt 5 biomuri. Soul Sand Valley, nu mai știu cum se numește biomul ăsta, albastru warp, cumva, Crimson Forest, warp forest sau ceva de genul, Basal Deltas, din câte bine vedeți acolo, și Nether Waste. Nether Waste fiind Netherul de dinainte, deci sunt 5 biomuri. Și Crimson Forest-ul fiind peste tot. Am lucrat destul de mult la zona asta, trebuie să recunosc că mi-o luat destul de mult. Uitați-vă cât de reușită e toată chestia asta. Am pus și niște campfire-uri pe dedesubt, arată genial. Plus aceste lacuri de lavă, dacă dăm un F5, putem să vedem acolo lacurile astea de lavă, sunt așa de drăguțe. Iar acum ne îndreptăm spre Nether Waste, pentru că, da, sau așa se numește acum biomul. pufule, nu mai faci mișto de noi. În Nether Waste nu prea ai multe lucruri pe care le poți găsi. Poți găsi quartz, gold și opțional glowstone. Prea am întâlnit altceva. Ar mai fi fortărețele, dar sunt foarte rare. Aici, bineînțeles, fiind niște glowstone să lumineze noaptea. Luminează destul de drăguț, deci recunosc toată treaba asta. Copacii ăștia de Crimson Forest nu prea se potrivesc, dar Încă mai caut cu ce să acopăr tot locul ăsta. Ce ziceți? Să facem un fortress așa pe lungime? Sau să facem un bastion? Ar fi o idee interesantă. Dar cel mai reușit, trebuie să recunosc că a fost biomul de Soul Sand Valley. Pentru că ăsta arată cel mai mișto. Mă jur. Uitați-vă la focul ăsta albastru. Acest stâlp, din câte bine știți, sunt niște stâlpi foarte înalți din basalt care se ridică. Am gândit să fac un fel de coloane sau să le spunem așa, unde are foc albastru peste tot. Să nu uităm de relive, care unele sunt chiar mai lăsate pe altă și uitați și goldul ăla cât de bine arată. Dar în orice caz, sunt cel mai mândru de biomul de Soul Sand. Da, pot să mai adaug încă câteva detalii. Dacă aveți sugestii, puteți să le lăsați chiar acum în comentarii. Puneți pauză la videoclip și reveniți imediat. Dar acum, lăsând chestiile astea la o parte, ce ne mai lipsește nouă de aici este shop-ul în sine, pentru că asta, dacă ne uităm de sus de tot, pe lângă că arată genial, uitați-vă la chestia asta, da, știu, arată cam dreaptă și într-o formă de dreptunghi, dar nu pot să mă limitez. De exemplu, uite aici, este maximum unde mă mai pot duce cu blocuri, fiindcă din partea asta nu mai este proprietatea mea. De asta am avut eu nevoie, la început de tot, de un loc așa de mare de la puf, și că o să ne distrăm noi foarte puțin pe aici. Și pentru că v-am irosit câteva minuțele din numai prezentându-vă acest platou, unde se află toate biomurile din Nether, e o idee interesantă, dar în fine, hai să trecem la shop. Arr!
workshop-ul. Înainte de a continua, poate o să fie câțiva, puțin, mai mult, toată lumea care o să zică: băi, Ionuțe, dar de ce l-ai copiat pe Puf? Ei bine, în primul rând, nu l-am copiat, dragilor. Chiar dacă el a făcut o barcă asemănătoare înaintea mea, ideea mea a fost, sincer, înaintea sezonului. Și, în al treilea rând, putem spune că fiecare poate să facă exact ceva. Ce este Minecraft până la urmă? Este o lume a imaginației. Nu trebuie neapărat să faci clădiri diferite. Poate să fie și asemănătoare. Dar clădirea mea are ceva special față de altora, deoarece este o barcă din Nether. Ați auzit bine. Această barcă a călătorit prin Nether până când s-a săturat și a zis că vinde în overall să-și vândă marfa. A străbătut toate cele 5 biomuri pe care le vedeți aici prezente, iar acum a ajuns și aici, în zona de shop-uri ale Bresley Haiducilor. Dacă ne ducem noi pe aici frumos, vom putea observa o grămadă de butoaie. E cam o zi de când am terminat eu shop-ul, aproape o zi, și hai să vedem noi pe aici ce avem de vânzare. O mică chestie că am făcut câteva vânzări. Avem în primul și primul rând Blackstone, pentru că Blackstone-ul se vinde foarte bine. Un stack, un diamant, cel mai bun preț. Și uite aici, 5 diamante, perfecțiune. Apoi avem Gold Blackstone, care îi, da, puțin mai scump, dar merită, fiindcă, pe bune, ca să obții o cantitate mare de Blackstone cu Gold, trebuie să minezi bastioane întregi, orice, numai așa poți, sau cu X-ray, dar de preferat bastioane. Apoi avem Obsidian. Obsidian, am vândut o groază de obsidian. Uite aici, dacă vreți obsidian, vă pot vinde și crank obsidian, of course. Blaze roduri, la fel, glowstone și shroom light-uri, sau cum îmi place mie să-i spun, streluciuperca. Uite un diamant. Pământ din Nether, mai special Nilu Stacojiu sau Crimson Netherrack. Apoi avem lemn de Nether, fiindcă avem ferma automată de cupaci și mi se pare un preț super ok. Pe aici avem lemn albastru, Nether warp locuri, tube fish-uri de genul ăsta, liane și la fel și pe partea asta, dar în albastru. Iar dacă ne ducem noi aici sus, vom putea observa pe lângă această cârmă pe care o folosești să străbați oceanele și tot genul ăsta. Avem aici nether bricule roșii și normale, bineînțeles, prețuri mici, pot să spun, fiindcă așa vreau eu să vând, ciuperci, în caz de cineva vrea să cumpere, quartz, 32 de bucăți, bănuiesc că este un preț convenabil, bazal, mi se pare genial. Uitați-vă cât de bine arată basaltul ăsta și o să facem și o fermă zilele următoare. Iar dacă ne ducem noi aici jos, vom putea observa cabina capitanului. Dar pe lângă această cabină a capitanului, vom observa și aceste tunuri care scrie: atenție, nu apăsa butonul. Ce se întâmplă dacă apeși butonul? Hai să vă fac o mică demonstrație. Ok? Ați văzut că s-a dus mingea aia de foc. Încă o dată. Da. Lansează cu mingi de foc. Bine, din greșeală i-am dat foc lui Nismonașul. Sper să nu mă dea în judecată. Aici, bineînțeles, titlul de proprietate. Și probabil în zona asta o să vină ceva mai special. Nu vă pot spune încă. Am idei geniale pe care vreau să le fac încă pe corabia asta. Și jos de tot putem coborî pe aici sau putem merge cu Elytra prin partea aia, o să vă arăt imediat. Vom vinde în curând music discuri, aici avem Soul Sand și Soul Soil. Ce mai avem pe aici? TNT-uri, TNT-uri, bone blocuri, pentru că n-am ce face cu ele. Am o grămadă de bone mill-uri și pui mei, trebuie să mă scap de ele cumva. Hai că mi se aude și telefonul. Gravel, bineînțeles, două stack-uri, un diamant, mi se pare genial, poate în viitor o să-l ieftinim. Sponge,
În partea asta încă nu știu, poate îmi dați vreo sugestie ce să pun aici. Name tag-uri și sticluțe de XP. În caz de cumva fermele de XP sunt ocupate, poți să-ți cumperi niște sticluțe și să-ți repari rapid itemele. Și aici oferte săptămânale. De exemplu, putem să vindem gold sau putem să vindem, nu știu, orice din alte zone de shop, știi? Mai facem și noi aici un skin. Dar în orice caz, da, cam asta este cu zona mea, dar asta nu o să rămână permanent, deoarece, din câte bine vedeți, am pus numai niște lanterne albastre, torțe albastre, vor mai veni câteva mici detalii pe parcurs, să nu se mai spuneze nici pe aici monștri, că na, pe aici e întuneric și torțele albastre nu emană atâta lumină ca și cele roșii. Și poate să facem și un echipaj la un moment dat pe navă care va veni pe aici, va umbla de colo-colo și da, cine știe, poate mai aveți voi sugestii pe care să le adăugăm la această navă. Dar până la urmă putem să spunem că nava asta a ieșit genial și sunt super mândru de ea. Aș mai face-o de 100.000 de ori, bine, mai puțin pânzele. Pânzele, trebuie să recunosc că mi-au luat extrem de mult să le fac pe creativ și chestiile astea, da, mănâncă prea mult timp. Hai să stingem și focul ăsta să nu ardă cumva din greșeală shop-ul Inismo, chiar dacă avem focul oprit pe server. Da, chesturile astea vor dispărea în timp și mai avem o mică chestie pe aici pe care vreau să vă prezint. În urmă cu câteva zile, cam așa, au venit Blushman și m-au întrebat cât costă intrarea la piscină. El crezând că aici va fi o piscină. Dacă vrei, poate să fie și o piscină. Păi, am zis 10 lei. Dar, fiindcă suntem în Minecraft, un diamant. Și poțiune gratis, dacă vrei, bineînțeles, iei de aici o poțiune, ți-o dai în cap și bam! Dacă vă întrebați de ce mi-o arunc în cap, e bine, ne dă durabilitatea maximă, adică timpul, de aici sunt 3 minute. Dacă o aruncăm pe jos, poate să ne dea 1 minut și ceva. Sau 2 minute, depinde chestia asta, de la caz la caz. Și mai avem pe micuțul ăsta, din păcate, nu știu unde au dispărut ceilalți Strider. Chiar și cu name tag s-au despawnat, deci tipii ăștia nu știu ce tot fac, dar da, sper să nu se mai despawneze, fiindcă chiar mă deranjează toată treaba asta, fiindcă trebuie să aduc din nou și din nou și din nou Strider din Nether. Puh, și am ajuns și la spawn. Mamă, mereu o plăcere să mă servesc o plăcintă de dovleac ăla. Deci, mereu mi-am dorit să mănânc plăcintă de dovleac și acum am ocazia. Mamă, ce bine e să mă înfruct cu niște plăcintă, mai ales după atâta muncă, vă dați seama. Și destul de mult. Votați teme. Mai, nu știu cum să vă spun, dar, sincer, chestia asta e de prea mult timp aici. Și m-am gândit la o mică schemă, ce ziceți? Am stat eu puțin pe aici și m-am gândit, de ce să-l votăm pe Deme? De ce să-l votăm pe altcineva? Și am stat să mă uit. L-avem aici pe Blushman, pe Dani, pe Darkstar, Colpir, Deme, bine, Deme fiind ăla, Cosma și cam atâta. Hai să facem noi o mică farsă lui Deme, să spunem așa, pentru panoul ăsta. Nu de alta, dar cred că am eu o mică idee ce am putea să-i facem. Vom lua de aici un sign și hai să vedem ce capete de haiduci avem. Pentru a schimba puțin miza, văd că avem de Plushman, de Colpir și de Peter. E Colpir candidează pentru inspector de magazin. Blushman, n-am văzut să candideze pentru nimic. Să-l punem pe Blushman? Să-l punem pe Blushman. Ce ziceți? Facem doar aici o mică schimbare, să vedem. Oare va fi vizibilă? Știu, sunt și eu curios. Sper că nu se supără cei de la Zero Gravity, că le împrumut puțin această nicovală, dar vom schimba numele în Blushman și să vedem dacă cineva va observa. Stai, așa se cheamă? Hai că nici eu mai știu cum îl cheamă pe Blushman. Așa, Blushman. Perfect, Blushman. Iar acum, hai să schimbăm noi capul de pe acest panou publicitar.
din câte am observat, că tot n-am văzut nimic totuși de la Blushman să-și promoveze pentru acest candidat și tot felul de chestii, fiindcă nu știu când va veni toată treaba asta de votare. Și unde a dispărut șocul de netărit? Ok, asta e foarte ciudat. Dar, da, hai să schimbăm noi acel panel și să-i punem capul lui Blushman în schimbul lui Deme. Nu cred că se supără nimeni că am făcut aici o mică farsă nevinovată, nu-i așa? N-ar trebui să se supere nimeni. Bun, hai sus. Perfect. Am aterizat. Schimbăm capetele și... Bam! O să fie interesant. Hai să mă dau puțin mai în spate, fiindcă va trebui să sar înapoi aici. Bă, sunt balurile, sper că nu-mi furi. Dar nu am sapie la mine. Ne-am apropiat și noi de finalul videoclip. Am reușit, în sfârșit, să ne creăm și un shop după cam 8 episoade. Dar o meritat, din câte vedeți, este un shop destul de reușit și sper să fie acolo într-un fit destul de bun. Încă e abia începutul, dar cine știe, poate o să fie cel mai profitabil shop. I don't know, vom vedea asta în viitor. Așa că nu o să vă mai țin, dragilor. Și o să vă spun atâta că nu știu exact după ce o să înceapă școala, cum o să ține programul ăsta de preasă. Mă gândeam să începem încă de pe acum să facem un program de un episod pe săptămână de BH și poate să aducem alte serii pe lângă aceasta. Deci, cine știe, poate, nu? Depinde cum o să reușesc să-mi fac eu program. Și... Bun, cam atât a fost și cu episodul, sper că v-a plăcut. Dacă da, uitați de un like, un subscribe, un share să vadă și prietenii, un follow pe Instagram, iar până data viitoare, eu am fost Ionuț. Bye, bye!